G2A, jocuri ieftine pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Salutare oameni buni și bine v-am găsit la Snapchat-ul 22W12A. Știu că videoclipul acesta apare puțin cam târziu, dar am fost plecat din oraș în acest weekend și de asta n-am apucat să filmez. Dar în orice caz, uitați-vă ce avem în spate. Avem bărci cu chesturi. Ce? De toate culorile? Cum? What? Și nu numai asta. Pe lângă că s-au adăugat bărcile cu chesturi, s-a adăugat și efectul de darkness pe care ni-l dă nenea Warden-ul. S-a adăugat Skulk Shrieker-ul, funcționalitatea lui, pur și simplu atunci când țipă de 3 ore apare Warden-ul. S-a adăugat Warden-ul, of course, în snapshot-ul anterior nu era Warden-ul, și enchantul de Swift Sneak. Dar hai să vorbim prima dată de biome-ul ăsta de Deep Dark pe care l-am prezentat, și Warden-ul l-am prezentat, și Darkness efectul l-am prezentat. Ce încerc eu să zic este că am prezentat deja Warden-ul și toate lucrurile astea legate de Deep Dark într-un snapshot experimental. Ei, și acolo am avut ocazia să mă joc cu toate chestiile din 1.19 înainte să apară snapshot-uri oficiale. Și acolo am prezentat tot. Ce face aia, ce face aia, ce face aia, ce face. Dar în schimb, în acest snapshot clar o să vorbim de schimbări pe care nu le-am văzut în acel snapshot experimental. Dar lăsând asta la o parte, nu uitați să lăsați un like, un subscribe, să activați clopoțelul cu notificări și hai să vorbim despre aceste bărci minunate cu chesturi. Dar trebuie să ajungem la suprafață, nu? Da, 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 trebuie să facem asta. Oameni buni, oficial avem barca cu chest în Minecraft. Nu pot să cred că am ajuns să avem așa ceva. E o chestie așa de simplă și mă mir că nu a fost adăugată mai de mult. Dar da, după cum ați văzut și în secvența anterioară, avem toate varietățile de barcă cu cufăr. În primul rând, se craftează în inventar. Puteți să o craftați în inventar, dar puteți să o craftați și în crafting table. Eu nu am inventar acum. Great, Colpir, great. Așa, și trebuie să știți că dacă folosiți un trapped chest și o barcă, nu o să funcționeze crafting recipe-ul, dar dacă folosiți un chest normal și orice barcă pe care o decideți voi că este bună, ideea este că poți să pui chestul oriunde și va ieși acest crafting recipe. Uite, putem să punem chiar și așa. By the way, numai mie mi se pare că chestul este puțin mai mic. Mie mi se pare chestul puțin mai mic decât un chest normal, dar poate sunt eu prea atent la detalii. Intrăm acum în survival și hai să vă arăt ce se întâmplă dacă spargem această barcă. Oh da, aici am fost puțin surprins, pentru că dacă spargem barca cu chest, după cum bine vedeți, le primim pe amândouă deodată combinate, ceea ce e foarte, foarte dubios, pentru că noi suntem obișnuiți că în felul următor, dacă spargem un minecart cu hopper, îmi dă și hopper-ul, îmi dă și minecart-ul. Două blocuri separate. Dar aici cu barca asta, ceva e dubios. Nu știu dacă o să rămână chestia asta, sincer, pentru că ei au talentul ăsta de a ne da niște chestii drăguțe, dar după le scot. Da, 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 da. Așa că asta se întâmplă atunci când distrugi o barcă și bineînțeles dacă barca respectivă are chestii în ea, de exemplu, barca asta are chestiile astea. Da? Bun, acum o spargem și ce credeți că se va întâmpla? Bineînțeles că vor ieși toate exact ca la un chest normal, nimica foarte special, nimica foarte wow, dar o să ne ajute această barcă, mai ales la început, în aventurile noastre pe care le avem la începutul jocului. Imaginează-ți puțin, te duci acolo, pam, 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 ai dus aici, ți-ai pus toate alea, după ai plecat. E chiar foarte, foarte interesant. Ce-i nașpa aici e că nu poți să-ți iei câinele, pisica sau ce vrei tu. Trebuie să-ți iei chestul cu tine. Deci e solo adventure. Bineînțeles, dacă suntem în barcă, apăsăm E și avem inventarul. Of course, of course, aici putem să ne punem chestiile. Dacă ieșim din barcă, dacă dăm click simplu, ne pune înapoi în barcă, deci nu avem cum. Pur și simplu trebuie să venim, apăsăm shift, click și acum putem să interacționăm cu chestul din barcă. E șmecher că apeși E și deodată apare un inventar așa șmecher. No, I really like it. I really like it. Și bineînțeles, piglinii vor fi nervoși dacă vei distruge o barcă cu chest, pentru că ei cred că toate chesturile sunt ale lor și dacă tu distrugi barca asta, ei o să vină și o să te bată. Bine, ăsta e mic și drăguț și nu ne bate, dar v-ați prins voi de idee. Și pe lângă toate chestiile astea pe care vi le-am prezentat despre barca asta din 1.19,
Nu se termină aici. Nu se termină aici pentru că are o chestie și mai interesantă. Interacționează cu hopere, dropere. Hopere și dropere, doar cu astea două interacționează, dar hai să vă arăt cât de șmecher poate să fie. Acolo, dacă vă uitați, avem un hopper. Aici avem barca cu chest, dăm shift-click, punem un stack de loguri de lemn, da? Intrăm în barcă și să zicem că vrem și noi să depozităm, să zicem că am ajuns la portul meu de acasă. Ei bine, și acolo unde am portul, am pus și un hopper foarte frumos. Și ce o să fac? O să parchez barca în locul unde trebuie parcată. Și dacă apăsăm E în momentul de față, vedem că tot lemnul, toate chestiile pe care le-am strâns noi, se duc în hopper, da? Ia să vedem, să verificăm hopperul, dacă așa îi, da, da, așa îi, funcționează super bine. Dacă plecăm, bineînțeles, o să mai rămână câte o mai rămas. Și asta mi se pare absolut genial. Deci e incredibil, frate, e incredibilă chestia asta. Nu mă așteptam că o să funcționeze în modul ăsta, dar da, poți să faci chestii foarte interesante. Să zicem că treci cu barca pe aici, da? Hai să luăm iarăși un stack de ceva. Și să zicem aici este un stack de polished granit. Bun. Iar acum eu o să trec cu barca de desubtul acestui hopper și o să apăs E și o să văd că, bă, uite că primesc granitul. Super șmecher. La fel funcționează și cu hopperul dacă este în direcția... asta, stați să vă arăt. Am pus aici un hopper care o să fie în direcția asta, se vede clar. Și am pus și un stack de dirt, dacă nu mă înșel. Acum o să ne oprim aici în stația noastră și o să începem să ne uităm. Uite, vine dirt-ul acum, mamă, grass blocurile. Super, super șmecher. Deci merge și pe lateral și de sus și de jos. Este super, super mișto chestia asta cu hopere și cred că la porturi putem să ne înfrumusețăm porturile mult mai bine și să le facem și funcționale și șmecher. Oh my god, I really like this. Faza cu dropperul nu știu exact care îi, păi doar faza asta că gen poți să dai barca așa. Ok, nu știu dacă e asta, dar ia chiar, de ce nu zice nimic de dispenser, dar ar trebui să funcționeze și dispenserul, dacă mă întrebați pe mine, pentru că ia, lăsați-mă puțin. Nu ați zis nimic de dispenser? Ce? Ar fi trebuit să spawneze direct barca cu chest, dar ar fi arătat puțin cam dubios, ce-i drept. Uitați-vă puțin, dacă punem o barcă simplă aici în acest dispenser, o să vedeți că funcționează foarte bine și că o pune pe apă, cum ar trebui. Bun, momentan nu funcționează chestia asta cu barca cu chest, dar funcționează cu dropere și nu înțeleg la ce se referă exact. De exemplu, dacă ar fi aici așa... Și am pune chestiile astea, stai puțin să îndreptăm asta. Sunt curios dacă intră cumva în ele, dar nu știu ce să zic, ia. Mai sunt, nu mai este nimic aici. Da, intră direct în barcă cu ajutorul dropperului, dacă arunci așa, bam, bam, bam. Ok, I got it. Și o chestie care o să vă ajute, cel mai probabil, este următoarea. Dacă apăsați F3B, asta e doar pe Java Edition, dacă apăsați F3B o să vedeți hitbox-urile și voi trebuie să vă uitați la hitbox-ul de la nebunia asta de barcă și trebuie să ajungeți cu pătratul ăla mare alb în blocul ăsta de hopper, da? Uite, acum am ajuns, apăsăm E și vedem că se duc toate acolo. Dacă mergem puțin mai așa, apăsăm E și vedem că nu mai funcționează. Dar da, asta în caz de aveți probleme cu chestia asta, da, nu e chiar așa... Nu e chiar așa complicat, să fim serioși. Ok, dar nu s-a terminat povestea cu bărcile cu chest, pentru că hopperele și bărcile cu chest cred că o să facă o combinație fatală. Chestia asta am văzut-o la Xizuma Void, o chestie foarte șmecheră. Putem să împărțim, practic, chestiile în patru, în modul acesta. Am pus patru hopere și o să punem o barcă. Ia uite, bam, punem barca fix aici în mijlocul acestor patru hopere și o să putem să împărțim lucrurile în patru. Apăsăm F3B, ne uităm la pătratul ăsta alb, după cum am zis, și vedem că este poziționat pe toate hoperele. Este foarte bine, pentru că de altfel n-ar funcționa. Și acum, să zicem că eu am un stack de stone. Ei bine, acest stack de stone o să-l pun aici în chestul
în barca cu chest și o să se împartă în patru, adică se duce și aici, se duce și aici, și aici, și aici. Ceea ce what? Să știu că așa împarți chestiile în patru, uite, 16, 16, 16, 16. Bun, perfect. Ia uitați ce am făcut aici. Pur și simplu am pus patru hopere care intră în boat with chest. Și acum, de exemplu, dacă punem aici niște chestii, o să vedeți că se duc toate în nebunia asta. Și după vin toate aici împărțite ca lumea cum trebuie. Și poți să pui și pe lateral. Da, e cam greu de exemplificat, dar poți să pui și pe lateral chestia asta. Și o să vină și din lateral iteme înspre barca cu chest. Eu cred că o să fie foarte interesant. Nu mă pricep eu foarte tare, dar sunt sigur că oamenii care se pricep la jocul ăsta ca lumea la Redstone și la toate alea o să se bucure foarte tare de chestia asta. Adică până și eu mi se pare foarte, foarte șmecher. A, da, și probabil vreți să vedeți interacțiunea cu magma blocuri și cu soul sand, așa că hai să vă arăt. Am pus și particulele ca să vedem foarte bine. Deci, când punem barca unde este soul sand, o să vedeți că barca reacționează puțin cam ciudat, la modul că zboară, sare în sus, nu știu ce e cu ea, dar nu se distruge, asta e clar. Și nici aici nu se distruge la magma block. La magma block stă așa pentru câteva secunde, iar acum, hop, o ajuns aici și nu se întâmplă absolut nimic. Pur și simplu stă așa, nu se distruge, nu se întâmplă nimic. Dar acum lăsați-mă să încerc și eu ceva, pentru că eu sunt mai noob așa și nu prea mi se întâmplă chestii de genul ăsta, dar hai să vedem, asta se distruge, dacă ajunge jos, asta ce face? Rămâne așa? Uite, și asta sare, ok. Și asta nu se distruge. Bun, deci așa funcționează, nu? Cred. I don't know. Dar, da, cam asta e și interacțiunea cu Soul Sand și cu Magma Block. După cum ziceam, s-au făcut niște schimbări la Warden. De exemplu, în snapshot-ul experimental, noi am vorbit despre chestia asta, că dacă ne punem pe 3 blocuri înălțime și spawnăm Warden-ul, deja el nu mai are ce să ne facă. Oh, da. Deci pur și simplu nu putea să ne atace, nu putea să facă absolut nimic. Ei bine, chestia asta s-a schimbat acum și, de exemplu, dacă punem 4 blocuri înălțime și îl spawnăm pe gușterul ăsta, care o să dea în el, spawnăm Warden-ul și o să vedeți că... Oh my god! O să vedeți că Warden-ul o să-l atace. Reușește acum să lovească și la 4 blocuri înălțime. Cumva face chestia asta, nu știu cum, dar asta e noua schimbare. Și uitați-vă, dacă pun acum un slab, o să vedeți că nu o să mai ajungă la mine. Hai să ne punem pe survival să exemplificăm direct. Warden-ule, nu pot să ajung la tine, dar uite, dacă apăs shift și sunt pe acest slab, eu pot să-l și lovesc. Da? Deci e fix aceeași chestie, numai că trebuie să mai punem două blocuri în plus. Un bloc și un slab. Dacă cobor de pe ăsta, s-ar putea să mă lovească. Ia uite. E destul de deștept. Încearcă să urce acolo ca să mă lovească. Wow. Da, interesant. În același timp avem și arcul, deci putem să facem chestia asta. Dar da, dacă stai drept și încerci să dai în el, nu poți, trebuie să dai shift. Să ții apăsa shift-ul și începi să dai în el așa. Deci încă nu o reușit să găsească o variantă perfectă pentru acest mob, din câte am observat. Dar părerea mea ar trebui să detecteze oarecum chestia asta, că playerul și-a făcut un stâlp și să distrugă stâlpul, cum face bestia, cum face... I don't know, nu știu, numai mie mi se pare o idee bună să fac așa ceva, Warden-ul. La urmă, dacă vrem să fie chiar greu și imposibil de bătut, așa ar trebui să facă, să distrugă acel stâlp și să poată să te bată cumva. În orice caz, se vede că lucrează băieții la chestia asta și... poate peste câteva snapshot-uri o să vedem că începe să zboare Warden-ul. Oh, no. Să sperăm că nu se va întâmpla asta. Am aflat o chestie nouă, ci că Warden-ul era undead în snapshot-urile anterioare, adică în snapshot-ul experimental, și puteai să dai damage cu smite 5. Dădeai un smite 5 și dădeai foarte mult damage acestui Warden. Dar ca să vezi, acum, în acest snapshot, am aflat că nu mai funcționează chestia asta. Adică Warden-ul nu mai este un mob undead. Este pur și simplu un mob simplu și smite 5 nu o să-i dea extra damage. Asta ca să știți și voi. Bineînțeles că Warden-ul are niște probleme în acest snapshot. Din câte am văzut, are probleme cu apa. De exemplu, dacă merge puțin în apă, face așa. I don't know why. Clar, nu este normal ce se întâmplă aici.
Absolut deloc. Și la fel funcționează și cu lava. E foarte, foarte silly. Cred că o greșit e ceva pe acolo, nu s-a uitat. Dar uitați-vă puțin, și la lava face la fel. Și nu-și mai ia damage în lava, asta e foarte dubios. Sper să nu rămână așa chestia asta. Ar trebui să-și ia damage în lava. Dar oricum, foarte dubios. Uite puțin cum sare. Hei, hei, calmați-vă băieți, calmați-vă. Chill out, chill out. Presupun că este un bug, cel mai probabil. Așa că o să ignorăm chestia asta, să închidem ochitura aceasta. Să zicem că vrei să păstrezi un warden în lumea ta. Și știți că nu prea puteți să faceți asta, că warden nu se bagă înapoi în pământ după un minut dacă nu este atras de nimic. Așa că să zicem că vrei să ai un warden. Ce faci? Dai click dreapta cu un name tag și după o să rămână warden-ul cât vrei tu pe lângă tine. Dar, din nou, vrei să faci asta? Vrei să faci asta? Nu vrei să faci asta. Dar imaginează-ți că faci un minigame și îl pui pe ăsta pe undeva prin pereți să n-ajungă la tine. Și doar așa ca să ai sunetele astea pentru minigame-ul ăla. Să aude așa... Și după faci puțină gălăgie, o face și mai urât ăsta. Deci, practic este o mașinărie foarte bună pentru sound effect acest warden. A, da, și nu uitați să faceți ce zice wardenul ăsta. Mulțumesc, wardene, ești de treabă, ești de treabă. Vă mănâncă ăsta dacă nu faceți asta. Eu v-am zis. După cum am zis și la începutul videoclipului, Ancient City-ul încă nu a apărut în acest snapshot, probabil în snapshot-ul de săptămâna viitoare, hai ca săptămâna asta, că voi vedeți asta, nu contează ideea că nu a apărut, dar tot ce trebuie să știți este că biomul de Deep Dark o să fie uscat. Gen, să nu găsim chestii de genul acesta, pentru că nu se poate spawna Skulk Sensor-ul. Greșit, se poate spawna Skulk Sensor-ul, dar... Wow, ce bloc interesant e cu lapis lazuli și ăla și ăla și ok. Bun, am fost foarte distras, dar da, ce încerc eu să zic este că o să fie din ce în ce mai rar biomuri de Deep Dark să fie îngropate în apă, să fie înecate. Ok, a fost foarte greu, ok, îmi cer scuze, n-am mai filmat de mult, îmi pare rău. Dar voi v-ați prins pentru că mă înțelegeți, voi, you feel me, you got it. Hai să trecem mai departe odată, Colbert. Dacă sunteți la curent cu noutățile din 1.19, probabil știți că s-a adăugat un enchant nou și acel enchant se numește Swift Sneak. Ei bine, Swift Sneak-ul nu a fost făcut pentru a fi folosit pe acest papuci, da? Nu mai funcționează pe chestia asta. Swift Sneak-ul era în felul următor. Dacă ții Shift, mergi mult mai repede cu ajutorul acestui enchant. Uite, pot să vă exemplific pentru că acum se pune Swift Sneak-ul pe pantaloni. Oh, da. Cred că erau prea multe enchanturi pentru papuci, cum ar fi ăla de mergi pe gheață, Soul Speed-ul și toate alea. Cred că erau prea multe și au zis că, bă, hai să punem și pe pantaloni tura asta. Și are sensul oarecum și pe pantaloni, deci este de acum, putem să-l folosim doar pe pantaloni. Putem să-l punem și pe papuci, numai că nu funcționează. Bun, acum apăsăm Shift și mergem și diferența este mult mai mare, după cum bine vedeți. Acum o să scoatem ăsta și o să mergem. Ia uite ce încet merg. Da, și Swift Sneak-ul ăsta este perfect pentru Ancient City și Deep Dark, ca să nu spawnezi warden-ul și să poți te miști cât de cât puțin mai rapid prin zonele alea, pentru că trebuie să fii sneaky-sneaky. În snapshot-ul anterior am primit blocurile noi din Minecraft 1.19, nu s-a făcut absolut nicio schimbare la ele, doar că am ratat câteva chestii tura trecută, cum ar fi că, uite, de exemplu, roots, poate să fie waterlogged, asta nu, n-am ratat-o, era puțin avies, dar whatever. Uitați-vă puțin cum poate să stea acum apa în aceste roots și nu numai în aceste roots poate să stea apa așa, poate să stea în frunze apa în modul ăsta. E foarte dubios pentru că nu se duce apa nici până la nivelul normal al apei, stă pur și simplu așa. Dacă spargem blocul ăsta se întâmplă asta, evident. Și acum o chestie foarte șocantă, părerea mea, este că poți să iei orice tip de frunză și să îl faci waterlogged în momentul de față, ceea ce e... It's kind of weird, to be honest, dar poți să faci niște chestii destul de interesante, cred. Uite puțin. Bine, acum depinde ce frunze folosești, dar cred că poți să faci chestii destul de drăguțe cu
această chestie nouă din Minecraft. Wow, Minecraft! Mă surprinzi de fiecare dată, ca să vezi. Și, by the way, cu blocurile astea noi am încercat să fac 3 căsuțe super șmechere. Am un videoclip pe canal, în caz de nu l-ați văzut. Am folosit toate blocurile astea ca să fac 3 case șmechere și să vă inspir pentru următorul Minecraft, să veniți cu idei noi și toate alea. Oricum, verificați videoclipul ăla că e super, super șmecher. Așa, și încă o chestie aici, din câte am înțeles, mangrove propagule se poate planta pe aici cumva? Stai, ce? Oare dacă dau cu bone meal? Stai, că văzusem eu ceva. Dacă dau cu bone meal, uite, crește ăsta. Propagule, sapling-ul practic, crește sapling-ul. Și dacă îi dau cu ok, dacă îi dau un continuu cu de-astea, deci vin și dau cu bone meal pe ăsta și începe să crească. Ok, o crescut tot, bun. Și acum dacă vreau să mă pun pe survival și vreau să sparg ăsta, uite că îl primesc. Ok, interesant. Și asta e doar la frunzele, bineînțeles, de mangrove. Dar trebuie să vin eu de fiecare dată să apăs așa cu bone meal? Nu cred. Cred că ăsta pur și simplu să crească natural. Și by the way, dacă vă întrebați dacă a apărut copacul nou de mangrove, încă nu. Încă nu a apărut. Probabil o să apară odată cu biome-ul. Dar uitasem complet faptul că poate să crească sapling-urile în modul ăsta. Mi se pare șmecher. Și merele ar trebui să crească așa. Uite, au crescut acum. Ok, nice. Oameni buni, cam atât au fost pentru Snapchat-ul 22W12A. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe, să activați clopoțelul cu notificări. Hai să încercăm să ajungem la 3000 de like-uri. Dar da, oameni buni, vă mulțumesc pentru toată susținerea și ne vedem mâine cu un nou episod pe canal. La revedere, să aveți o zi faină în continuare.